uriași. Feroce. Și ciudat. Au fost cândva stăpânii pământului. Un dinozaur cu 60 de dinți, fiecare de mărimea unei banane. O pasăre care mânca pietre, atât de prietenoasă, încât oamenii o credeau proastă. Și un crocodil de mărimea unui autobuz. Cele mai multe au dispărut. Altele s-au transformat, iar unele încă mai există. Vom descoperi împreună misterele animalelor preistorice în episodul de vineri din Poveștile Ralucăi. Nu ratați!